Mă bucur în seara aceasta să văd că unii ați rămas statornici și ați venit în locul acesta. Domnul să vă binecuvinteze. M-am bucurat să văd că cel puțin acolo, în colț mai ascuns, v-ați așezat cam pe familii, soț și soție. Și am observat că și cei de la balcon sunt tot cam soț și soție unii. Mă întrebam ce ar trebui să facem ca și cei din sală, care sunt împreună, să stea soț și soție, unul lângă celălalt. Pentru mine nu reușesc, nici în biserica noastră n-am reușit lucrul acesta și nici nu am forțat niciodată lucrurile, dar dintr-un punct de vedere, ideal ar fi în biserică să stăm soțul, soția și între noi copiii. Dacă nu pentru altceva, când trebuie să-i tragă cineva de urechi, să-i tragă tata, mama, nu păstorul, nu diaconul, nu ușierul, că pe ei se supără, dar pe noi nu se supără, că sunt obișnuiți de acasă. Dacă vă întrebați dacă e mai bine sau mai rău să stai unul lângă celălalt, eu vă spun că n-are nimic spiritual, dar este ceva practic. Dacă e departe de tine și ai vrea să-i atragi atenția, te vede toată biserica. Dar dacă stă lângă tine, te ajută cotul. Vezi că pentru tine a spus asta. Așa că, nu știu, dacă unii vreți să vă purișați că ați prins ideea, e problema dumneavoastră. Mă gândeam că aseară am încercat să vă rog să rețineți un cuvânt, ajutor. Și dacă ați reținut ideea aceasta de a-l ajuta pe celălalt, ați reținut foarte mult și aveți de lucru pentru următorii 70 de ani. Să știți că pentru toți familiștii care sunt în prezență aici, următorii 70 de ani sunt cei mai grei. După 70 de ani nu o să mai avem nicio problemă. În seara aceasta m-am gândit, dacă unii ați reținut aseară un cuvânt, să vă rog să rețineți două cuvinte. Dacă ați reținut două cuvinte, fii ajutor, atunci o să vă rog să rețineți trei cuvinte și ele sunt ușoare, un pic mai ușor decât aseară. Aș vrea să plec de la următorul lucru. Plec de la păcatul mare al predicatorilor. Știți care este unul dintre cele mai mari păcate ale predicatorilor, nu a celor din Cluj, a celor din Arad. Noi presupunem. Spre exemplu, venim la biserică și presupunem că biserica abia așteaptă să predicăm un ceas. Și dumneavoastră spuneți, săracii, ce presupun? Mai bine ar întreba. Acum când este viața de familie, eu plec de la următoarea presupunere, că tinerii se căsătoresc din iubire. Așa presupun eu că tinerii se căsătoresc din iubire. Sigur, nu sunt chiar atât de naiv, presupunerile mele au la bază mai multe lucruri. Dacă vreți, un lucru este întrebările pe care le punem în biserică. Că una din întrebările pe care le punem în biserică, mirilor, știți care este? Vă aduceți aminte ce v-a întrebat? Din dragoste curată și silit de împrejurări ei în căsătorie. Și cred că este importantă iubirea. Poate că mi-aș lua timp odată să gândesc dacă iubirea este suficientă sau iubirea este singurul lucru care îmi demonstrează că Dumnezeu mă vrea lângă celălalt. Noi am cam scos din limbajul nostru ideea călăuzirii lui Dumnezeu. Și când este vorba de viața de familie, poate că puțin ne gândim la călăuzirea lui Dumnezeu. Deși când te uiți în Scriptură, în dreptul întemeierii unei familii, călăuzirea lui Dumnezeu este esențială și eu mereu le atrag atenția tinerilor că Dumnezeu a creat un bărbat, l-a educat, a creat o femeie, a educat-o și știți cine le-a planificat întâlnirea? Dumnezeu. El a luat-o pe Eva și a adus-o la Adam. Dumnezeu știe să planifice întâlnirile foarte frumos. Și dacă te uiți apoi în Geneza, capitolul 24, un capitol foarte lung în Scriptură, întreg capitolul are de-a face cu un element esențial în întemeierea unei familii binecuvântate. Știți care este elementul acela? Călăuzirea lui Dumnezeu. Și toți cei implicați spun fraza aceea memorabilă, de la Domnul vine lucrul acela. Poate că ar trebui, frate păstor, să întrebăm odată pe miri, nu cât de mult se iubesc ei, dacă prin călăuzire divină sunt la altar. Ar suna interesant să facem o probă. Știți de ce? Pentru mine, dacă numai iubirea,
că tinerii pun foarte mare accent pe iubire. Nu comentezi iubirea cum o definesc ei. Chiar dacă vorbim de iubire autentică. Că discut cu ei, întreb de ce se căsătoresc, ei îmi spun că s-au săturat să fie singuri, eu le spun cumpără-ți radio, abonează-te la o revistă, du-te la ora de tineret. E simplu, nu poți să fii singur, că știți, singurătatea nu e singurătatea noastră ca al lui Adam. Și atunci când ei văd că nu pot cu mine, zice, frate Iuga, de fapt să vă spunem adevărul, ne iubim și asta e ceea ce contează. Că știi, mătăluțe, vorba aia, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Evanghelia după lume, capitolul 3, versetul 4. Și eu rămân așa blocat, câteodată îi întreb unde o să vă iubiți, asta îi blochează pe ei. Dar vedeți, dacă mergi în ideea doar iubirea este totul, oarecum mi se pare logic omenește când cineva vine și spune, frate Iuga, nu mai iubesc deloc, dar în schimb o iubesc pe vecină. Să spun, dacă ăsta e felul în care Dumnezeu te călăuzește prin sentimente și acum nu mai ai sentimente pentru nevastă, dar ai sentimente pentru colega, după logica lui ar fi că trebuie să divorțeze de nevastă, că Domnul îi spune acum să se cunune cu vecina, sună cam draconic, așa e? Dar noi câteodată amplificăm ideea aceasta a iubirii. Eu cred că este bine să te căsătorești din dragoste, dar nu cred că este singurul motiv. Dar presupun că oamenii se căsătoresc din iubire, nu toți în lumea aceasta, să știți, mai mult de jumătate din populația globului nu se căsătorește din iubire, dar învață să iubească pe cel cu care se căsătorește, unde noi suntem cam corigenți. Presupun de asemenea, că eu am multe presupuneri, că tuturor ne place să fim iubiți. Ce ziceți? O să fac un test. Cam câți bărbați prezenți ați rezista să vă spună de 3 ori pe zi nevasta te iubesc? Așa, direct în față să spună, dragă, te iubesc, de 3 ori pe zi. Câți ați rezista? Mâna sus. 1, 2. Stați bine cu inima, văd că n-ați avea probleme, așa, dacă v-ar spune. Nu mă risc să le întreb pe Doamne. Doar vreau, dumneavoastră, bărbaților, să vă spun ceva. Când spui, dragă, te iubesc, și zice, lasă-mă în pace, știi cum se traduce? Te rog frumos, mai spune odată. Și când tu a doua oară spui un pic mai serios, dragă, eu chiar te iubesc, ea zice, hai, că totdeauna te-ai priceput la, știi cum traduce asta? Mai spune, te rog, odată. Lor le place să ajungi la momentul acela să spui, dragă, nu știu cum mă știi tu, dar eu chiar mă tem de Dumnezeu. Și să știi că eu nu mint. Așa mai glumesc, dar nu mint. Vreau să spun în fața lui Dumnezeu, te iubesc mai mult ca în ziua anunții. Ea zice, parcă. Așa dacă le spui de vreo 10 ori pentru o zi, poate că ține. Tuturor ne place să fim iubiți. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și chiar ne dăm seama când suntem iubiți. Și aș putea merge cu multe presupuneri, dar de la presupuneri vreau să trec la certitudini. Și o să vă întreb de ce acum certitudini și nu presupuneri. Sunt ferm convins că toți, respectiv bărbații și soțiile, suntem obligați să ne iubim unul pe celălalt. E adevărat? Lămuriți-mă de ce afirm lucrul acesta cu atâta certitudine. Că fiecare bărbat trebuie să își iubească soția și fiecare soție trebuie să își iubească bărbatul. De ce? Ziceți un pic mai tare. Pentru că este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și când este vorba de părerile noastre, pot fi presupuneri. Dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este da, amin, trebuie crezut și împlinit. Amin? Bun. Deci totuși suntem câțiva pe fază. Ca să vă liniștesc puțin inima, să știți că Dumnezeu niciodată nu ne cere în Scriptură să pricepem tot. Deci dacă unii îmi spune, frate Iuga, eu nu pricep un lucru, o să spun, slavă Domnului, eu nu pricep 25. Deci ești mai fericit ca mine. Dar între a nu pricepe și a nu crede, este o mare diferență. Nu pricep ceva, s-ar putea să pricep mâine, poi mâine, s-ar putea să pricep când ajunge în veșnicie, nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, ajunge în iad. Nu pricep ceva, ajunge în cer și vei pricepe acolo. Nu crezi cuvântul, ajunge în iad. Acum, aseară, am lămurit un pasaj din Scriptură, atunci când l-am amintit, că există în Scriptură cel puțin un loc unde scrie negru pe alb bărbaților, ce? Iubiți-vă nevestele. Unde scrie? Bărbații vreau să-mi spună, nu surorile. Unde scrie? Efeseni 5 cu
Trebuie memorat și pasajul din Scriptură. Și mai scrie și în Coloseni și în multe alte părți. Am o curiozitate pentru bărbați. Unde scrie în Biblie nevestelor, iubiți-vă bărbații? Sau ceva similar? Mulțumesc. Surorilor, unde scrie în Biblie că voi trebuie să vă iubiți bărbații? Și atunci, de ce vă chinuiți să iubiți? Zice, stai liniștit, frate, că nu ne chinuim. Bun, m-ați liniștit, da, m-ați liniștit. Deci, la modul serios, eu știu că în Biblie scrie nevestelor fiți, ați văzut ce bine știu bărbații, nevestelor fiți supuse și ei vă spun acum exact unde scrie și de câte ori scrie. Și mai știu, ca Domnului în toate lucrurile, așa e că citesc bine, cum să nu, că sunt bărbat. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, scrie undeva în Scriptură că soția trebuie nu doar să fie supusă, ci să-și iubească soțul? O vreme, două vremi și o jumătate de vreme, timp a expirat. Dacă nu scrie, de ce să ne chinuim să iubim? Sunt așa de ușor de iubit? Dar totuși am o întrebare în Biblie, așa cât ați citit. Scrie undeva, iubiți-vă unul pe celălalt. Dar nu se referă și la soț. Deci se referă să iubești. Scrie undeva, iubește-ți dușmanul. Da? Și ce spune vis-a-vis de dușman? Dacă este foame vrășmașului tău, ce să faci? Dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Păi știți că sunt soți care s-ar bucura să fie dușmanul soției și să-l trateze biblic? Măcar cu mâncarea, cu tot ar fi asigurat. Dacă este foame vrășmașului, dă-i să mănânce cât de bun, dacă este sete, dă-i să bea apă naturală, că asta a lăsat-o Domnul. Și totuși, eu voi începe un verset din Scriptură, m-aș bucura dumneavoastră să-l continuați. Spune femeilor în vârstă să le învețe pe cele tinere ce? Să-și șantajeze bărbații. Nu. Să-și educe bărbații. Să-și iubească copiii și bărbații. Nu așa scrie. Eu am văzut foarte multe românci, că așa citesc în Biblie, să-și iubească copiii și bărbații. Suntem noi doi, îmi iubesc bărbatul. Dacă vine și Vasilică la mijloc, e Vasilică și bărbatul. Vasilică, Georgel și bărbatul. Vasilică, Mariana, Georgiana. Pe la un moment dat, bărbatul poate pleca în China liniștit pe următorii 20 de ani. Că după ce iubești 10 copii, ce-ți mai e pentru bărbat? Roșcove. Că oricum, ești epuizat, ești terminat. Foarte importantă ordinea în Scriptură. Ce ziceți, fraților? Să-și iubească bărbații și copiii. Ca o paranteză, surorilor, să știți că bărbații iubiți ajută mult la creșterea copiilor. Dacă în bărbatul îi pus tot pe locul 2, 3, 4, așa se enervează că nu mai ajută deloc. Încercați varianta biblică, să-și iubească bărbații și copiii și veți vedea că bărbații nu mai sunt spectatori, ci sunt implicați. Ordinea în Scriptură este foarte importantă și nu o spun nici ca bărbat, o spun ca să fiu cinstit cu Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne dă în cuvânt lumina pe care trebuie să o urmăm și poruncește bărbaților să-și iubească nevestele și nevestelor să-și iubească bărbații. Când? Când trebuie să ne iubim soțiile, fraților? Întotdeauna trebuie să răspundem Biblie. Nevestelor, când să ne iubim bărbații? Când au păr frumos? Când se poartă frumos cu noi? Sau? Întotdeauna. De ce? Vedeți, poate ne lămurim încă o dată în seara aceasta că porunca iubirii este o poruncă dumnezeiască. Și aici o să am un test pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, surorilor, dacă ar veni soțul în seara aceasta la dumneavoastră și ar spune iubire, uite, eu am ajuns la următoarea concluzie. Eu sunt o persoană foarte dificilă. Tu ai zice amin, știu asta, în ultimii 20 de ani. Mi-am dat seama că sunt foarte greu de iubit, uneori aproape imposibil de iubit.
Și m-am gândit, pentru că te iubesc, să-ți fac un favor. Vreau să te desleg de sarcina de a mă iubi. De azi înainte ești liberă, nu mai trebuie să mă iubești. Ce ai face? Știi ce aș face eu dacă aș fi în locul tău? Și aș fi și un pic necăjită. A spune, auzi, iubire. Mie mi-e mai greu să te iubesc decât îți poți imagina tu. Tu zici că greu, mie mi-a fost foarte greu și mi-este foarte greu. Nu ți-am spus-o întotdeauna. Și nu știu dacă îmi va fi ușor de acum înainte. Numai am o mică întrebare. Lângă faptul că apreciez bunătatea ta, inima ta, realismul tău și toate, am o întrebare. De când din soțul meu ai devenit Dumnezeul meu? Că din câte mă amintesc eu, nu tu mi-ai poruncit să te iubesc, ci Dumnezeu prin Scriptură îmi poruncește să-mi iubesc bărbatul. Și atunci spune așa frumos, tu crezi că m-am măritat cu tine să-mi pierd sufletul? Tu poți să mă deslegi oricât. Până nu mă desleagă Dumnezeu, eu rămân credincioasă aceluia pe care vreau într-o zi să-l văd față în față și să-mi fie binevoitor. Așa că, mulțumesc de intenție, voi continua cu ajutorul Domnului să te iubesc până la capăt. Dacă înțeleg că porunca nu vine de la bărbat și nu vine de la soție, și soția poate să vină să ne spună, nu mai trebuie să mă iubești. Și tu spui, dragă, apreciez ce spui tu, că vrei să-mi faci sarcina mai ușoară, slujba mai ușoară, singura problemă este că tu nu ești Dumnezeul meu, ești soția mea. Și Dumnezeul în fața căruia m-am angajat, încă nu și-a schimbat cuvântul, îmi cere să te iubesc în fiecare zi, în fiecare situație. Acum noi lucrurile acestea le-am știut, nu este nimic nou, dar aș vrea dacă pot să aduc o mică noutate pentru unii. În ce ar consta noutatea? Dacă v-aș fi vorbit poate cu 2-3 ani în urmă pe subiectul acesta, v-aș fi exprimat și o nemulțumire a mea. Și știți care era nemulțumirea? Că le întrebam pe Doamne unde scrie să își iubească bărbații, răspundeau bărbații. Întrebam pe bărbați unde scrie să-și iubească ei nevestele, nu știau, dar știau toate versetele cu supunerea. Și oarecum eram deranjat că fiecare știe în dreptul celuilalt. Și ideea mea era următoarea, ce te interesează atât de mult despre celălalt? De ce nu te interesează despre tine? Pentru că în final toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Tu uită-te în Scriptură, caută lista ta, scrie-o bine și împlinește-o. Pentru că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim niște ispravnici, găsiți credincioși în lucrul încredințat cui? Lor, nu altora. Și până aici mențin punctul de vedere. De fapt, eu cred că nu soția și soțul. Cred că fiecare băiat și fiecare fată care se gândește la căsătorie ar trebui să deschidă Biblia și să spună, da, vreau să mă mărit, bun, la ce post candidez în viitoarea familie? Ce îmi propun să fiu după ce mă mărit? Orice ți-ai propune, două lucruri ar trebui să apară pe listă, dacă viața este normală și pentru tine. Să fii soție și să fii mamă. Celelalte sunt discutabile. Dacă Domnul vrea să fii primarul orașului Cluj sau cel mai bun avocat sau cel mai bun jurist sau cea mai bună farmacistă, acestea sunt negociabile. Dar există statutul de soție și unde Dumnezeu binecuvintează cu copii statutul de mamă, care nu sunt negociabile. Ele trebuie împlinite, și ascultați-mă, surorilor, cu prioritate. Cu prioritate. Dacă suferă cele două domenii, pentru că noi suntem cel mai bun om de afaceri dintre femei din Transilvania sau din România, s-ar putea să avem o mare problemă cu Creatorul, nu cu lumea oamenilor de afaceri. Și atunci spui, ia să văd eu ce așteaptă Dumnezeu de la mine dacă eu vreau să fiu soție. Nu ce așteaptă societatea, ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Că s-ar putea, făcând lista ce așteaptă Dumnezeu de la soție, să spui, Doamne,
Nu mă lași mai bine să fiu eu singură, că nu m-aș înjuga la așa ceva. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca mamă? Sunt gata să împlinesc ce așteaptă Dumnezeu. Fiecare băiat ar trebui, pe lângă lista cu fetele, să-și facă lista cu slujba soțului, respectiv a tatălui. Că bănuiesc că băieții încă se gândesc, dacă se căsătoresc, să fie bărbați în casă. Se poate și altfel. Dar eu cred că biblic încă ar trebui fiecare băiat să plece în căsătorie cu ideea: eu voi fi bărbat în casă, voi fi soț și, dacă Dumnezeu va îngădui, voi fi tată. Și îmi fac lista ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca soț și ce așteaptă Dumnezeu de la mine ca tată. Și dacă aș fi în locul vostru, aș face următorul lucru: m-aș consulta și cu alții să văd dacă am înțeles bine Scriptura. Și m-aș duce la tata și aș spune: tată, uite, eu mi-am făcut lista cu ce așteaptă Dumnezeu de la mine când eu voi fi curând soț, soțul ideal, că toți sunt soții ideali. Tu ce ai de adăugat și ce ai de scăzut? Și poate să discuți și cu prieteni de-a tăi care s-au căsătorit, poate câteodată să te duci să discuți cu oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să spui: frate, dumneata, știi cuvântul lui Dumnezeu, vrei să-mi verifici lista care am făcut-o, dacă mai trebuie să adaug sau să scad ceva. Pentru că, ascultă-mă bine, în momentul în care devii soț, soție, tată, mamă, Dumnezeu nu negociază nimic. Dumnezeu nu schimbă Scriptura pentru noi și nu schimbă așteptările pentru noi. Și dacă unii venim cu scuza: Doamne, eu n-am știut. Domnul o să spună: ascultă-mă, Biblia a fost scrisă înainte să te însori și să te măriți tu. Și ai avut-o și puteai să știi. Ei, acum, unde aduc eu puțin noutatea, cel puțin în modul meu de a gândi? După ce ai făcut bine lista ta, soție, mamă, ai făcut lista ta, soț, tată, acum te încurajez să mai faci o listă. Să faci lista pentru soția ta, respectiv pentru soțul tău. Și să o faci cum crezi că ești cinstit cu Scriptura, cât de lungă trebuie, și poate iar să ți-o verifici, că este foarte important să o verificăm. Și după ce am făcut cele două liste, să vă spun la ce concluzie vom ajunge. În momentul în care eu iau lista care am făcut-o pentru soție, știți ce am observat? Că primul lucru, așa am vrut eu să așez acolo, primul punct, că dragostea este deasupra tuturor, da? Primul punct pe lista soției din partea lui Dumnezeu este: Didina, aștept să-L iubești pe Viorel. Asta aștept eu de la tine, să-L iubești pe Viorel. Când am citit asta, mi s-a ridicat părul pe mine. Nu credeți. Știți de ce? Că eu mă știu mai bine ca voi. Știți cât de greu sunt eu de iubit? A, nu când sunt în amvon. Și atunci e greu pentru unii. De iubit și de înghițit. Dar așa, ca să mai fim un pic mai cu picioarele pe pământ, spuneți-mi, există vreun bărbat aici în sală care câteodată are probleme cu el însuși, nu se suportă pe el? Mai există unul în afară de mine? Așa, zile în care ți-ar veni să-ți dai palme de numai. Te uiți la tine și spui: Doamne ferește, ce catastrofă sunt. Ascultă-mă bine, când tu nu te suporți pe tine, știi ce trebuie să facă nevasta ta? Nu să te suporte. În Biblie nu există niciodată porunca: suportă-l când el nu se suportă, că ar fi mai ușor. Știi care este porunca lui Dumnezeu? Când el nu se suportă, tu iubește-l, așa, soror, iubește-l. Când el nu se poate uita în oglindă, tu iubește-l. Când el nu vrea să iasă între oameni pentru că este rușine și pe merit este rușine, tu iubește-l. Când m-am gândit la lucrul acesta, am spus: Doamne, tu știi ce slujbe ai dat lui nevastă-mea? Tu știi ce greu îi cer lui nevastă-mea? Când i-ai cerut astfel de lucruri? Te uiți pe listă la punctul 2 și apare: Didina, supune-te lui Viorel. Și cum mă știu un pic pe mine, am spus: Doamne, tu chiar te-ai gândit și la mine când ai pus porunca asta în Scriptură cu supunerea? Tu chiar crezi că e ușor? Îi este ușor cuiva să-mi fie supus mie? Și dumneavoastră, surorilor, când vă uitați pe listă, da, primul punct acolo este: soțul dumneavoastră trebuie să vă iubească întotdeauna. Da, am așa o presimțire.
că cel puțin o dată în viață greu v-a fost și vouă să trăiți cu voi. Mai că atunci soțul a trebuit să vă iubească. Și de ce să nu recunoaștem? Sunt zile în care, știți cum am putea fi descriși mai bine? Ca un butoi de pulbere. Nemulțumiți, nemulțumiți, nemulțumiți. Nu că surorile ar fi nemulțumite. Eu nu cred că noi suntem nemulțumiți, dar nici să nu credeți că eu cred ce spun. Adică știți, mă gândesc câteodată dacă i-am scris o scrisoare lui Dumnezeu. Știți cam cum ar arăta scrisoarea. Noi știm să începem foarte frumos. Doamne Dumnezeul nostru, mare, sfânt, iubitor, și-am pune acolo atribute și apoi am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce a creat. Doamne, îți mulțumim pentru florile de pe câmp, pentru firul de iarbă și-am spune totul e minunat, extraordinar. Și apoi ai spune, Doamne, multe aș mai avea de spus, dar acum sunt cam grăbit, al Tău Fiu iubitor, și după ce ai încheia așa de frumos, ar fi un PS. Dacă pe mine mă făceai un pic mai scundă sau mai înaltă cu 2 centimetri, sau dacă nu încărunțeam așa de repede, sau dacă nu prindeam după următoarea, după ultima naștere atâtea kilograme, chiar că era lumea perfectă. Da, așa lumea s-a stricat pentru că eu nu mai sunt, și la fel și bărbați și femei, să știți. Toți avem complexele noastre. Recent îmi scria cineva, nu știu, că din spatele ecranului, nu știu cine scrie, dar era o întrebare care m-a încântat. Frate Iuga, toată viața, sigur scria o fată sau o nevastă, zicea, am un complex de când mă știu și nu știu ce să fac, cu urechile. Am niște urechi mai mari, așa mai dăbălate. De m-ar fi văzut când am citit e-mailul ce m-am bucurat. Iar răspuns, soră, sunt doi în lumea asta. Tu și cu mine. Tata, știți că așa era pocăința pe vremuri, cum creștea un pic părul, cum la zero. Și când îmi vedeam urechile, cum stau așa, la parcă erau niște pavilioane, atâta bucurie aveam în Domnul. Dar știți cum m-a mângâiat un coleg? O zis, Viorele, nu știu de ce te necăjești, că am discutat cu unul, zic, bă, nu știu, să mi le lipesc, ce să fac? Atunci nu era o operație estetică, ce să fac, să pun ceva? Na? Și o zis, Viorele, stai să te mângâi eu, că noi am fost din ăștia, atât ne mângâiam unul pe altul. Ce tu ne-ai auzit bătrânii noștri când se duc la târg să cumpere purcei? Zice că ăia cu urechile mari și dăbălate sunt de soi bun. Așa m-am îngheat, am zis, Doamne, înseamnă că o fi ceva de aici. I-am răspuns lui sora, da, sunt frământări, adică avem nemulțumire, avem întrebări. Ei, în momentele acelea în care noi câteodată nu ne putem suporta pe noi înșine, că ce se întâmplă? Acum suntem nemulțumiți, apoi ne revenim și apoi ne plângem păcatul. Cum? Eu? Dumnezeu m-a creat, Dumnezeu mi-a dat sănătate și eu am putut să mă supăr, să vorbesc așa, să le iau la întrebări pe Dumnezeu, am putut să permit aceste gânduri să treacă prin mintea mea, pentru că trei gânduri urâte. Ei, în momentele acelea în care noi suntem poate de nesuportat, știți ce trebuie să facă celălalt? Să asculte de Dumnezeu și să ne iubească. Când am făcut descoperirea aceasta, m-am gândit că ar fi bine să iau o hotărâre. N-am făcut jurământ, așa, legământ mare, că nici să încercăm să rezolvăm totul dintr-o dată, dar așa mi-am propus un subiect de rugăciune și de acțiune. Și știți care a fost subiectul meu? Cu ajutorul lui Dumnezeu să încerc să devin un soț un pic mai ușor de iubit. Mi-am propus să nu schimb nimic în viața soției, că mi-a dat seama că și așa are cruce grea. Mi-am propus să schimb ceva în viața mea. Da? Ea trebuie să mă iubească și lucrul acesta nu poate fi negociabil. Cu mine l-ar negocia, dar cu Dumnezeu nu. Pentru că ea nu poate să negocieze și eu în general sunt greu de iubit, am zis că ar trebui să schimb ceva la mine. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să-mi propun eu și să lucrez să devin eu un soț nu ușor de iubit, că asta nu se poate, dar un pic mai ușor de iubit. Ați rezista, surorilor, dacă soții dumneavoastră ar deveni un pic, un picuț mai ușor de iubit? Sau nu se poate mai ușor de iubit decât sunt acum?
Dacă unii vă gândiți că ideile acestea le-am avut că n-am putut dormi noaptea, o să vă rog să deschideți la Evrei, capitolul 13. O să încep cu un cuvânt care oricum nu ne place, dar este biblic și se repetă de mai multe ori. Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri. Noi toți spunem că nu avem mai mari, dar îi avem, adică biblic îi avem, numai dacă nu vrem, noi avem. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le, cum? Supuși. De ce? Ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Acum să lămurim două lucruri. Unu, nu m-au plătit frații să spun chestia asta, ci vă spun că scrie în Biblie. Frații lucrători care aveți în biserică au primit o slujbă, știți de la cine? De la Domnul. Cuvântul este foarte clar. Noi trebuie să păstorim turma lui Hristos, peste care ne-a pus cine? Duhul Sfânt ne-a pus să supraveghem. Lucrul acesta nu este negociabil. Vedeți, biserica ar putea să vină într-o zi să spună: frate, păstor, dar nu te mai frământa atâta. Nu pricep de ce plângi pentru aia care cad în păcat. Tot alergi după cei care își chiopetează. Stai și dumneata liniștit, frate, dar ce te frămânți atâta, încărunțești? Ți se găurește stomacul după atâtea necază, nu mai dormi noaptea, nu poți să stai liniștit. Păstorul ar trebui să spună: soră, să rămână, frate, mulțumesc frumos, am o singură problemă, că slujba n-am primit-o de la voi. Și eu sunt conștient ca slujitor că mă duc nu să dau socoteală în fața adunării generale. Că în fața adunării generale e ieftin oricât ar fi de grav. Că cel mai grav lucru care îl poate face o adunare generală este să te elibereze de povară, să-ți ia jugul. Cel mai grav lucru. Nimeni nu-ți poate lua mântuirea, nimeni nu-ți poate lua chemarea, nimeni nu-ți poate lua darurile, poate spune: frate, nu ne mai slujești pe noi. O, Doamne, ușor mi-a fost slăvit să fie Domnul, m-ați eliberat. Deci nu în fața adunării generale. Cuvântul spune, ei se duc înaintea lui Dumnezeu și acolo să dea socoteală. Și poate e bine să lămuresc un lucru și la Cluj, păstorii nu priveghează morții. Păstorii priveghează sufletele, morții vi priveghează dumneavoastră, cu tot respectul. M-am dus odată la comitetul unei biserici, sora era dintr-o biserică, fratele era din altă biserică și a murit membru din biserica noastră, a rămas în viață membru din biserica cealaltă. Și când m-am dus la ei la comitet, zic: dar eu vin de la slujba voastră. Păi zice: frate, mortul e de la dumneavoastră. Dar zic: voi n-ați priceput că nu se priveghează morții. Zic: voi trebuia să vă ocupați de sufletul lui fratele care a rămas singur. Acolo trebuia să fiți voi, nu eu. Că morții și priveghează familia. Aici spune că suntem chemați să priveghem sufletele și este o slujbă de la Domnul. Până aici, totul este între slujitor și Dumnezeu. Indiferent ce slujitor, că vorbești de învățător, de copii, că vorbești de dirijor, de păstor, de diacon, orice slujbă primită de la Domnul este între mine și Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, dacă nu-mi fac slujba, există un cuvânt: vai, vai mie. Dar acum a doua parte a versetului. Pentru ca ei, care au primit slujba, să poată face lucrul acesta, cum? Cu bucurie, nu suspinând. Dumnezeu decide cui îi dă slujbe. Cel care primește slujba decide dacă ascultă de Dumnezeu sau nu. Și cei slujiți decid și ei ceva. Știți ce decid? Dacă cel care slujește, slujește plângând sau cu bucurie. Dirijorul, în raportul lui cu Dumnezeu, decide dacă slujește sau nu. Știți ce hotărăște corul? Dacă el dirigează zâmbind sau cu lacrimi. Asta corul hotărăște. Și fiecare grupare slujită hotărăște dacă cel care slujește, slujește cu lacrimi sau cu bucurie. Acum, ascultați-mă bine, surorilor, ca să mă audă frații. Știți că de câte ori zic surorilor, ei pornesc antenele. Soțul vostru trebuie să vă iubească întotdeauna. Și vai lui dacă nu o face. Va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar și voi decideți ceva. Știți ce decideți voi? Dacă vă iubește plângând sau cu bucurie.
Și ascultați-mă bine, fraților, soțiile trebuie să vă iubească întotdeauna. Dar fiecare bărbat decide dacă nevastă sa plânge, suspină sau iubește cu bucurie. Asta o decidem noi, nu Dumnezeu. Asta nu o decide nici Consiliul Local, nici Guvernul României, nici păstorul, nici biserica. Asta o decid eu. Cum mă port cu soția mea? Ea mă va iubi cu lacrimi, cu suspine sau plină de bucurie. Și acum, ascultați ultima parte. Așa ceva nu va fi de niciun folos. Cui nu-i folosește? Celui ce slujește sau celui slujit? Uitați-vă bine în text. Cine pierde dacă cel care slujește, slujește cu lacrimi? Cel slujit. Cel slujit. Dacă soțul tău plânge, tu pierzi. Nu el. Și dacă soția ta plânge, nu ea pierde. Și tu plângi. Știți, Dumnezeu în Scriptură este un Dumnezeu care numără lacrimile, adună lacrimile și răsplătește lacrimile. Binecuvântat să fie numele Lui. Și vreau să vă spun că Dumnezeu are pahar și pentru lacrimile bărbaților, și ale femeilor, și ale copiilor, și ale slujitorilor, și ale bisericii. A fiecăruia. Și a păcătosului. Numai că dacă eu decid ca celălalt să plângă, celălalt va fi mângâiat de Domnul. Dar vai mie pentru lacrimile și durerea pe care am produs-o. Și eu cred că în baza acestui text, care vorbește adevărat despre Biserica lui Hristos, care este, spunem noi, o familie mai mare, ca și în baza altor versete din Scriptură, dar am luat doar pasajul acesta, dacă vreți, oarecum clasic, în vorbe, în cuvinte, să înțelegem cineva trebuie să mă slujească. E adevărat, soțul trebuie să mă iubească, soția trebuie să mă iubească, pentru că Dumnezeu îi cere lucrul acesta. Dar eu decid dacă ea își face slujba cu bucurie sau plângând. Și poate că ar trebui să ne întrebăm, când l-am văzut pe celălalt suspinând, nu neapărat cu lacrimi, știți că există durere așa de mare că nici nu mai poți plânge. Știți că unii când au bucurie, cântă, laudă pe Domnul. Știți că unii au bucurie așa de mare că nu pot cânta. Știți că unii când se întristează, plâng. Dar știți că unii atât de întristați încă nu mai pot nici să plângă. Și poate ar trebui să mă întreb, eu să întreb tu, când l-am văzut pe celălalt mâhnit, întristat, și poate numai Dumnezeu știe cum este sufletul lui, că eu nu mă prea pricep la suflete, știți, spuneam aseară, dacă nu mă prea pricep, de unde să știu ce se întâmplă în viața lui, să întreb, nu cumva și datorită mie, celui care trebuia să aduc bucurie, au fost lacrimile acestea. Nu cumva cuvintele mele tăioase, nu cumva replicile mele, ironia mea, poate glumele mele, atitudinile mele, nepăsarea mea, nu cumva îl fac pe celălalt să mă iubească, dar suspinând. Așa că, cred că e momentul să vă dau dumneavoastră puțin microfonul și să mă ajutați. Mi-am propus să fiu un soț un pic mai ușor de iubit. Spuneți-mi repede, așa să iau notițe, care este bărbatul un pic mai ușor de iubit? Repede, frații, așa, 1, 2, 3, 4, 7, nu-mi dați mai mult de 7, că nu pot reține, dar repede așa să-mi spuneți o idee, o frază, care este bărbatul un pic mai ușor de iubit? Din experiența dumneavoastră, din Scriptură, din ce ați auzit la alții, pentru că surorile abia așteaptă să răspundă la aceeași întrebare, care e bărbatul un pic mai ușor de iubit? Deci, poftiți, microfonul la dumneavoastră. Bărbatul mai ușor de iubit este bărbatul care? Are răbdare să-și asculte soția. N-am repetat asta nici pentru bărbați, nici pentru femei, ci doar pentru microfoane. Are răbdare să-și asculte soția. Sunteți de acord, nevestelor? Bărbatul care te ascultă cu răbdare e un pic mai ușor de iubit? Ați căpătat câteva voturi. Bărbatul un pic mai ușor de iubit își face timp pentru soție. Să meargă la cumpărături? Și acolo, nu deschide subiectul, da? Își face timp pentru soție, nu intrăm în detalii, da? Are răbdare să asculte, își face timp pentru soție. Următorul, repede.
Încearcă să bine dispună persoana de alături. Adică aplicând la soție, încerci cumva să-ți înveselești soția și când e întristată să o înveselești. Câți ani de căsnicie aveți? Peste 30. Înseamnă că mai este nădejde și la mine, da. Deci încearcă să... Bun, nu că eu trebuie tot să iau notițe, da? Încă un răspuns de la frați, poftiți. Care își iubește soția e un pic mai ușor de iubit. Ce ziceți nevestelor? Votați și asta. Bărbatul care iubește este un pic mai ușor de iubit. Mai avem de la balcon cineva repede să ne dea lumină, că lumina vine și de la balcon. Haideți repede. Bărbatul mai ușor de iubit manifestă înțelegere față de soție. Mulțumim, nu v-a scăpat pe voi de la balcon, poftiți. Bărbatul un pic mai ușor de iubit. Adică cum sunteți voi? Care știe să tacă. Eu nu știu de ce v-a impresionat, realismul sau curajul sau... Cine a zis care știe să tacă? Nu ridicați mâna, dar aș vrea să vă văd. Soția e aici sau nu? E aici, dacă. Dacă nu era aici, aveam noi grijă să afle ce ați spus. Da. Bun, bine, mulțumim frumos. Surorilor, microfonul este la dumneavoastră. Vreți să comentați ceva ce au spus bărbații? Nu sunteți de acord cu ce s-a spus până acum? Bun, bărbatul un pic mai ușor de iubit, din punctul dumneavoastră de vedere, este bărbatul care? Zice, frate, noi suntem la capitolul femeia să tacă în biserică. Dar haideți să fim la capitolul femeia să asculte în biserică și să ne dea. Adică gândiți-vă că în fața dumneavoastră stă un bărbat care vrea să-i facă viața mai ușoară la soția lui și mie îmi vindeți niște lucruri valoroase, eu le pun în practică și nevasta devine una dintre cele mai fericite de pe fața pământului. Nu cred asta, dar ziceți. Deci, surorilor, o dată, de două ori, ați judecat. Ce, surorile, nu vă vindem secretul? Și atunci, dacă nu ne vindeți secretul, poate că asta este o problemă. Noi am vrea să învățăm, dânsele nu ne vând secretul. Bun, haideți să schimbăm puțin, surorilor, poate vă vine graiul acum. Dați-mi o idee, 2, 3, 7. Nevasta un pic mai ușor de iubit. Care e nevasta un pic mai ușor de iubit? Haideți că aici chiar îți pregătiți bărbații să răspundă. Dar o să-i pun la încercare, la răbdare. Nevasta un pic mai ușor de iubit. Imaginați-vă că vine o mireasă tânără la dumneavoastră. Dacă e mireasă, trebuie să fie tânără, nu? Poate chiar înaintea căsătoriei. Și spune, uite, aș vrea să fiu o soție un pic mai ușor de iubit. Dă-mi niște sfaturi. Ce să fac, ce să nu fac, ca soțului să nu-i fie foarte greu să mă iubească. Ce ei spune? Să fie cicălitoare. Să nu fie cicălitoare. Deci dar există așa ceva? Eu cred că astea sunt istorie, pe timpul lui Solomon. Nu există astăzi. Mă iertați că am un pic probleme. Da. Deci nu există astăzi femei cicălitoare. Dar dacă prin reducere la absurd undeva auziți de una, spuneți că dacă este mai puțin cicălitoare, este un pic mai ușor de iubit. Am auzit de fratele Marcu Nichifor, eu n-am auzit predica, în orice caz, numele în generația dânsului era un nume sonor, un om spiritual, dar dânsul a fost unicat, nu poți să îi repeți predicele. Dânsul era unicat din toate punctele de vedere. Zice-se că odată a ținut o predică despre păsările create de Dumnezeu. Și cine a fost prezent acolo spunea că la fiecare categorie de păsări menționate, un grup de surori mai lăsa capul în jos pentru rugăciune. Că la un moment dat, asta mi-aduc aminte, că la un moment dat dânsul spunea, Dumnezeu a făcut și ciocănitoarea. Și a făcut-o atât de frumos, atât de minunat. Dar ciocănitoarea, cum a lăsat-o bunul Dumnezeu, cioc, cioc, cioc. Ea atâta știe, cioc, cioc. Vine robul Domnului, obosit acasă de la serviciu. Și-ar vrea un pic de liniște. Dar ciocănitoarea, cum a lăsat-o Domnul, cioc. Și tot luând păsările, bun, a predicat și despre altele și atunci bărbații toți se zmereau înaintea Domnului, da, deci... Mă iertați că am subliniat că nu există femei cicălitoare. Un alt lucru. Soția un pic mai ușor de iubit este soția... N-am auzit bine. Care? Să nu fie istorică.
Adică puteți să ne luminați puțin. Să nu-și amintească în fiecare discuție dinaintea erei noastre până... Deci dacă poate să uite, să îngroape și când își aduce aminte, să-și aducă aminte că a și uitat și a iertat, da? Da, sunt, nu știu dacă sunt prin Cluj, nu cred că... Dar fiind un centru istoric Clujul, ar putea fi o problemă, da. Am terminat facultatea de istorie și unele probabil că din străbunici știu toate detaliile și încheie cu ești ca moșul tău, ca taică tău. Și atunci ești foarte dispus să iubești. Mulțumesc! 3. Să nu pice în rutină. Adică să nu facă tot timpul mâncare bună, să nu-i calce tot timpul cămășile, să-l mai la... La asta vă referiți? Adică pozitive. Că mă gândesc că unele chiar îi surprind. Da, am priceput. Deci să scoat... Acum există, să știți, există o rutină. Chiar o rutină pozitivă. Că poate, am eu o lecție, nu știu dacă în cursul 3 sau în cursul 4, feministul capturat de rutină. Pentru că trăim într-o generație în care o extremă este mereu să fie totul nou, mereu să fie totul nou. Și eu zic, băi, mulțumește Domnului că inima are o rutină. Și mulțumește Domnului că Domnul are o rutină de a ne binecuvânta în fiecare dimineață și noi. Deci unele lucruri chiar devin o rutină, dar rutină nu înseamnă neapărat neplăcut. Că în fiecare zi mâncăm, e o rutină. Și Doamne, bine ne place. Dar sunt anumite lucruri care pot deveni ceva banal, ceva care să ne apese viața. Și o soție mai ușor de iubit este soția care, dacă schimbă floarea de aici, dincolo, și dă un pic de parfum, este un pic mai ușor de iubit. Sunteți de acord, fraților? Era o cântare, coadă, Doamne, ziua aceea, mai curând, mai curând. Dar e cam veche cântarea și nu mai se poate cânta. Poftiți, surorilor! Să știe când să tacă și când să vorbească. Am înțeles bine? No comment. Așa, de data nu mă arată poza. Da, să știe când să tacă. Parcă în Proverbe 31 spune că ea își deschide gura cu înțelepciune. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne deschidem gura fără înțelepciune, apropo. Dar acum suntem la capitolul surori. Femeia care știe când, cum și ce, probabil, să vorbească. Cele de la balcon? Să fie înțelegătoare, bine dispusă. Dacă mai spuneți câteva lucruri din astea, surorile, cred că dumneavoastră vă apucați să scrieți SF-uri. Adică întrebare, dar până când, soră, tot în înțelegătoare și bine dispuse? Până la capăt. Da, chiar până la capăt. Vreți să vă spun un lucru? Unele v-ați îngrozit când ați spus până la capăt. Haideți să vă spun chiar ceva care ar trebui să ne dea de gândit. Știți unde poate fi capătul căsniciei noastre? Știți unde poate fi? Știți că poate fi seara asta? Oh, poate fi și peste 20-30 de ani. Dar să știți că și în Cluj mai mor oameni așa. Simplu, nu trebuie să... Poate fi peste o săptămână. Deci când spunem până la capăt, nu trebuie să ne îngrozim, să spunem, frate, încă 40 de ani, nu s-ar putea să mai fie 4 ore. Și probabil dacă ai ști că sunt 4 ore, spune, frate, dar 4 ore, înveselesc, rab, mă bucur, și de ce nu faci asta? Ce-ți dă garanția că e mai mult de 4 ore? Sau de 4 zile? Sau de 4 săptămâni? Că Domnul așa ne-a învățat să luăm viața zi după zi și să ne trăim ziua în mulțumire, în ascultare de El, cu ajutorul Lui. Mai un răspuns și încheiem cu cât prea mare lista și frații deja toți și-au notat acolo cum să fie ei mai ușor de iubit, s-ați niștit. Deci soția mai ușor de iubit este o femeie înțeleaptă. La ce vă referiți când spuneți o femeie înțeleaptă? Adică o femeie temătoare de Dumnezeu este mai ușor de iubit decât una care nu-i temătoare de Dumnezeu. Dacă el e temător de Dumnezeu. Că poate pentru păgâni mai ușor de iubit e una sălbatică ca el. Dar pentru un om cu teamă de Dumnezeu, o femeie cu teamă de Dumnezeu este un pic mai ușor de iubit.
Dacă eram băiat sau fată, toate mi le notam, să știți. Că mai târziu m-aș gândi la ele și când m-aș uita așa să mai filmez câte un băiat, câte o fată, aș spune, oare ăsta e greu sau ușor de iubit? E interesant să-i întrebăm pe tineri care sunt băieții și fetele mai ușor de iubit. Să vedeți ce listă, zice, frate, care are mașină, care are motocletă, care are, care n-are, care are. Și după asta îți dai seama că degeaba știu să mestece gumă dacă nu știe să rumege. Cuvântul lui Dumnezeu mă refeream, da? Și degeaba e el grozav pe din afară, dacă pe dinăuntru e numai putregai. Zice asta, pe coperta revistei arată bine de tot, dar în casă, ferească Domnul să-l ai. Un pic mai ușor de iubit. Cât mi-a luat mie ca să ajung la cuvintele acestea? Un pic mai ușor. Puțin mai ușor. Sau dacă vrei, mai ușor de iubit. Am așa o presimțire, frate păstor, că așa peste o săptămână, două, o să discute femeile prin Cluj. Se mai întâlnesc pe la lucru, în altă parte. Și despre ce pot discuta femeile decât despre bărbații lor, mai devreme sau mai târziu. Și unele o să se plângă, cum e a meu și cum e a meu și cum e a meu. Și când o să vină rândul unei femei de aici din biserică, o să spună fetelor, o să mă rog pentru voi. Uite, și la mine a fost așa până la ultima conferință. Dar de atunci încoace, a meu, atât ai de ușor de iubit. Nu știu ce schimbare s-a făcut în viața lui, dar eu îl iubesc pentru că a meu este un pic mai ușor de iubit. Ce ziceți, fraților? Iar când bărbații o să discute despre nevestele lor, a noștri tot o să se mire. Frate, eu am crezut în miracole, dar am crezut că Dumnezeu le face viața mea. Și am avut nevastă bună, drept să vă spun. Dar de când a luat nevasta hotărâre să fie un pic mai ușor de, chiar că viața noastră este alta. Nu, n-am visat, nu așteptați să mă trezesc. Chiar cred că se pot întâmpla lucrurile acestea. Acum, nu este iubirea singurul lucru pe fața pământului, că ați reținut tema mai ușor sau un pic mai ușor. Haideți să luăm și chestia asta atât de urâtă sonor cu supunerea. Atât de, când deja vorbești despre supunere, unora le crește pulsul de nu mai știi ce să faci. Surorilor, eu l-aș șterge din Scriptură. După mine eu l-aș șterge din Scriptură. Da? Și dacă îl șterg eu, ce rost are? Că tot sunt nimic, nimeni. Deci degeaba îl șterg eu, că Dumnezeu nu îl șterge. Dacă l-a pus Dumnezeu acolo, l-a pus cu un scop. Și fraților, e adevărat, nevestele trebuie să se supună, să vi se supună, dumneavoastră, în Domnul, cu precizarea respectivă. Întrebarea mea pentru surori este, care este bărbatul la care îi te poți supune un pic mai ușor? Că la unii greu te poți supune, la unii imposibil să te supui, și la unii te supui un pic mai ușor. Și vreau să mai fac o sugestie și le fac acestea pentru că am libertate, că nu știu cum se practică în biserică. Dacă aș ști, aș spune să nu zic, că să nu se supere frații, dar vă spun ce am observat eu în bisericile evanghelice. Și pe mine asta m-a făcut să schimb lucrurile. Așa, încet, încet am schimbat câteva lucruri în biserică. Noi, spre exemplu, nu o mai întrebăm pe mireasă, numai dacă așa, din greșeală, dacă promite înaintea lui Dumnezeu să-i fie supusă soțului în toate lucrurile. Și să vă spun de ce. Eu dacă aș fi aici la următoarea nuntă și aș auzi dacă cineva întreabă, aveți vreun musafir și el obișnuit, nu știe regula casei, obișnuit după tradiția aceea, soră mireasă, făgăduiește înaintea Domnului să-i fii supusă fratelui Vasile în toate lucrurile. Eu aș zice, spune nu. Și ea ar fi ascultătoare și ar spune nu. Ați transpira un pic, să știți. Și după ce ați transpira un pic, apoi sora ar spune ce i-am spus eu de fapt înainte. Fraților, eu sunt convinsă că mă mărit cu cel mai bun băiat din Cluj, din România, cel mai fain creștin, dar în același timp sunt convinsă că nu mă mărit cu Iisus Hristos. Și din câte știu eu și m-ați învățat dumneavoastră și părinții, unul singur a fost fără greșeală și acela a fost Iisus Hristos. Pentru că nu mă mărit cu Iisus Hristos, ci mă mărit cu un bărbat care are puterea și de a greși.
Eu nu pot să vă făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu astăzi că îl voi asculta în toate lucrurile. Că asta ar însemna să mă leg, când el îmi va spune ceva greșit, eu să ascult de el. Eu nu pentru asta m-am mărit, dar vă fac o promisiune înaintea lui Dumnezeu. De fiecare dată când soțul mă va îndruma pe urmele lui Hristos, îl voi asculta întotdeauna. Ați cununa-o pe asta? Și eu. Vedeți, supunerea nu este ceva orbește, ci supunerea este clară în cuvânt, în Domnul, pentru că altfel, dacă asculți de mine când te îndemn la rău, unde este ajutorul potrivit? În momentul acela, ca soție, ar trebui să spui, dragule, de asta m-a așezat Dumnezeu lângă tine, să-ți arăt că nu ești în cuvântul lui Dumnezeu și vreau împreună amândoi să venim în cuvânt. Te supui mai greu? Am spus, la unii imposibil, dacă nu sunt un cuvânt, nu poți să te supui și este bine. La alții te supui foarte greu. Și poate trebuie să ne întrebăm, de ce este atât de grea supunerea? Am eu o natură sau are celălalt un mod de a pune problema că stârnește reacție? Și la alții te supui mai ușor. Surorilor, care sunt bărbații la care femeile se pot supune un pic mai ușor? Cei care își iubesc soția și care vin cu propunerile în dragoste, mulțumim. Altceva? Bărbatul căruia îi te poți supune un pic mai ușor este bărbatul care... Spuneți dumneavoastră, bărbaților, care e bărbatul la care soția îi se poate supune un pic mai ușor? Acum, surorilor, eu vreau să vă fac o dezvăluire. Dacă noi n-am fi modești, noi toți am spune într-un glas, eu sunt bărbatul acela, dar pentru că suntem smeriți, nu spunem lucrul acesta. Deci, pe lângă noi, care este bărbatul la care soția se poate supune un pic mai ușor? Cel credincios Domnului. Sunteți de acord cu asta, surorilor? Dacă e credincios Domnului, te supui un pic mai ușor. Dar trebuie să fie numai credincios Domnului sau să se asemene un pic cu Domnul. Că poți fi credincios Domnului în litera legii și poți fi foarte dur în așteptările tale. Poți fi foarte aspru. Te poți gândi la Iisus Hristos și să ai o singură imagine. Iisus și biciu în templu. Unii numai tași-o din Scriptură. Frate, când a luat Iisus biciu. Băi, frate, l-a luat odată, de două ori, l-a fi luat în trei ani. Și nici atunci nu știu dacă era așa nervos ca tine. Poate l-a luat tot cu milă. Vedeți, e foarte important câteodată nu doar să cunoști adevărul, să pretinzi un adevăr. E foarte important cum expui adevărul respectiv. Cu câtă bunătate, cu câtă dragoste expui lucrul respectiv. Fraților, sigur o să aveți răspunsuri. Vedeți, soția, în lumina Bibliei, trebuie condusă, așa e, bărbatul este capul, trebuie să-și conducă soția. Ați putea să-mi spuneți mie care e nevasta un pic mai ușor de condus? Nevasta un pic mai ușor de condus. Îmi pare rău că mi-ați ridicat-o la fileu, dar nu sunt de acord cu asta. Dar haideți să lămurim. Cât sunteți de acord cu chestia asta? Lumească, trebuie să recunoaștem. Bărbatul-i capul, nevasta-i gâtul. Cât sunteți de acord așa în realitate? Spuneți. Nu vreți să ridicați mâna, că sunt secretele familiei. Surorilor, sper dumneavoastră să nu fiți de acord. Că vreau să vă spun un lucru. Pe mine, ca bărbat, dacă aș fi egoist, tare m-ar bucura chestia asta. Dar dacă sunt creștin, mă întristează. Și să vă spun de ce m-ar bucura dacă sunt egoist. Uitați-vă bine la mine. De 48 de ani, gâtul acesta a mișcat capul acesta numai atunci când capul i-a spus gâtului, mișcă-mă. Deci eu, din punctul ăsta de vedere, ca om, n-am nicio problemă. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că până astăzi n-am gândit cu gâtul și nu m-a condus gâtul. Și mă rog lui Dumnezeu să nu prind zilele alea când gâtul să mă comande. Să-i spună gâtului, capului ce să facă și picioarelor. La mine gâtul nu gândește.
Vă mărturisesc fără nicio rușine. 48 de ani, gâtul meu n-a gândit o secundă. Gâtul meu doar a executat. Ca egoist, a spune, păi dacă prind o nevastă ca gâtul, care execută mereu, care e problema? Sunt cel mai fericit bărbat de pe pământ. Deci, surorilor, dacă unele ați înclinat la chestia asta, ascultați-mă, nu sunteți gât. Hristos nu v-a făcut să nu gândiți. Nu v-a făcut doar executante. Sunteți oameni, în adevăratul sens al cuvântului, aveți puterea de a gândi, aveți puterea de a înțelege, aveți puterea de a lua decizii, aveți Duhul Sfânt în voi, aveți, slavă Domnului, dar nu sunteți capul. Dar sunteți ajutorul potrivit, așezat de Dumnezeu acolo. Deci nu lăsați lumea să vă coboare crezând sau promițind că vă ridică. Deci noi, în lumina Scripturii, ne place sau nu, avem responsabilitatea conducerii și vai nouă dacă nu ne conducem familia. Apropo, nu o conducem fără ajutor, că de asta ni s-a dat ajutor, nu să umblăm noi ca bezmetici de unii singuri, da? De soția nu-i remorcă, este ajutor, potrivit, foarte important ajutor în toate domeniile. Dar haideți să recunoaștem acum, dacă mai avea o discuție doar noi între bărbați, care e nevasta mai ușor și mai greu de condus ca unele? Sunt foarte greu de condus. Trebuie să faci niște mușchi, de numai ca să iei câte o curbă la stânga și la dreapta și scârție, roție. Așa, după dumneavoastră, din câte ați auzit pe la alții, care e nevasta un pic mai ușor de condus? Care știe tot? Da. Da. Depinde. Haideți să pun o întrebare. O nevastă mai ușor de condus, care știe drumul sau care nu știe drumul? Care știe sau care nu știe? Cum îți dorești? Să știe nevasta drumul pe care merge sau nu? Păi e foarte ușor dacă știe. Că dacă știe, îi dai 3 coordonate, dar ea oricum le știe. Spui, iubire, plecăm de aici, facem stop, dar zice, de fapt, ne întâlnim la teatru, știi, pe varianta aia. Iubire, du-te că știu drumul. Altfel, să stai tu la fiecare intersecție, să-i spui, semnalizează, fă, a luat-o pe dincolo, du-te după ea, ai pierdut, o ferească, Doamne. Deci, de asta, surorul, e foarte important să cunoașteți Scriptura. Când bărbatul spune, iubire, plecăm de aici, trecem pe la Golgota, ajungem acolo, ne întâlnim în cer, spui, stai liniștit, cunosc drumul ăsta înaintea ta, dacă ți-aduci bine aminte, că m-am pocăit înaintea ta, citesc Biblia mai mult ca tine, dar îți mulțumesc că mi-ai adus aminte, ca să mergem împreună. Foarte important să le ajutați să cunoască cuvântul, apropo. Numai că să ne întoarcem și la partea asta, spuneți-mi, surilor, care sunt soții mai ușor de urmat? Că noi ne gândim care sunt nevestele ușor de condus, dar dumneavoastră vă gândiți care sunt soții mai ușor de urmat. Cei care nu țin întotdeauna să aibă ultimul cuvânt, da, depinde dacă sunt în cuvânt. Eu m-am gândit la următorul aspect. Și aici poate că ar trebui să fim atenți, noi cei care, de la Dumnezeu, trebuie să fim în față, fără a fi mai valoroși decât ceilalți. Vorbim doar de poziție în slujire. Bănuiesc că majoritatea, sau foarte mulți aici sunt șoferi. Ați mers vreodată în viață după cineva? Ați mers vreodată cu mașina după cineva? Cum e, ușor sau greu? Eu zic că depinde. Eu am avut mai multe experiențe. Am avut experiență, frate păstor, unde ești? Am intrat în oraș. Stai acolo, zice, liniștit, că vin să eu să te iau. Prima variantă. Eu sunt tras pe dreapta, nici nu știu cu ce mașină vine, nici nu-l cunosc. Apare, îmi dă odată cu farurile și cu claxonul, tu îmi face cu mâna, hai frate, slăvit să fie Domnul. Pe când eu a semnalizat, plec, ies după el, nu m-am încadrat bine, eu m-am încadrat pe banda a treia, că așa s-a încadrat el. Îi vine o idee, pe galben trece peste toate și o ia la dreapta. Voi mă sună, frate, unde ești? Zic, în intersecție. Păi ce faci, frate? Păi zic, Domnule, e vorba de viața mea, de carnetul meu, de banii mei. Da? A, zice, frate, că am slab. Da? Sau altul zice, iartă, m-am uitat că ești după mine. M-am gândit să știți de multe ori, ascultați-mă bine, ca soți și ca părinți. Putem ajunge în situația să ne plângem, frate, soția nu mă urmează. Eu întreb, oare de ce nu te urmează? Că nu te urmează e un lucru, dar întrebarea mea, nu te urmează că nu vrea sau nu poate?
Păi tu ai crescut în biserică, pocăit de tânăr, cunoști Scriptura și ai ochit o fată în biserică care s-a pocăit de 6 luni de zile. Nu s-a pocăit pentru tine, e pocăință autentică tot. Mai e mare diferența între ce știe ea pe calea lui Dumnezeu, care e nou convertită, și ce știi tu pe calea lui Dumnezeu după atâția ani. Dacă tu nu-ți faci timp să spui, Doamne, fata asta e începătoare pe calea credinței, e nevastă mea, dar e începătoare, în care e portocal acolo. Eu trebuie să am grijă cu ce viteză conduc, cât îi explic, cum îi explic, toate celelalte. Tu bagi în viteza a 6-a, fluieră roțile și apoi spui, frate, nevastă nu mă urmează. Pe cum să te urmeze? Că nu-i în stare nimeni să te urmeze. Cum te duci tu pe calea credinței, nu-i în stare nimeni să te urmeze fără să-i sară capacele. Sau trebuie să fie nepotul lui Schumacher. Și eu spun, dacă ai vrut așa să mergi pe calea credinței, ce nu ți-ai luat una care se pricepe la competiții? Știți care e una din problemele mele vis-a-vis de oameni? Tot încerc să mă redresez, dar nu mi iese întotdeauna. Mie nu prea îmi place să vorbesc nepregătit. Ce înseamnă asta? Când îmi vine o idee în minte, mă rog, o frământ, citesc, mai stau de vorbă cu un specialist și îmi poate lua 2 săptămâni, 3 săptămâni, 3 luni de zile să mă gândesc să iau o decizie. Adică în momentul în care vin și spun copilului sau soției sau bisericii un lucru, eu să fiu în măsură să răspund la aproape toate întrebările care le ridică ei. Până aici zic că e bine, dar știți care e partea mea? De multe ori nu mi-a dat seama. Vin în fața bisericii, spun un lucru pe care eu l-am priceput în 3 luni de zile. Și știți ce aștept eu? Le explic în 3 minute și aș aștepta în minutul 4 tot să spună, slăvit să fie Domnul, frate Ioga, plecăm după dumneata. Și mă mir că eu adu oamenii spun, băi frate, stai un pic, să mai gândim, să mai rumegăm, să ne mai rugăm. Eu, bă, dar ce n-am fost că... Adică eu, mie mi-a trebuit 3 luni de zile să pricep ceva, ei ar trebui să priceapă în 3 minute. Mi se poate întâmpla lucrul acesta cu soția, mi se poate întâmpla lucrul acesta cu copiii. Nu fac timp să-i explic suficient celuilalt. Nu-i dau timp să se lămurească, să priceapă lucrul, să fie entuziasmat. Am explicat, am băgat în viteză, am plecat și mai devreme, mai târziu spun, sunt cum? Singur. Și pot să mă plâng, nu mă urmează. Cineva ar spune, nu te urmează pentru că nu poți fi urmat. Eu spun, direcția e bună. Da, e bună. Dar nu i-ai lămurit. Nu te duci cu viteza lor. Acum, fraților, trebuie să fim atenți. Dacă în unele domenii soția are numai 4 viteze și tu ai 7, dacă îți propui să călătorești împreună cu soția, du-te cu a treia. Că altfel o să mă sun să spui, frate, eu ca nevasta nu-i cu mine. Nu-i, că nu poate ca tine. Ea nu poate ca tine. Așa a făcut-o Dumnezeu, nu poate. Și poate de asta a făcut-o, ca să nu zburați amândoi prin nu știu ce curbă. Și când spui, frate, nu mă urmează copiii, poate că nu te urmează pentru că nu știi să conduci ca să te poată urma. Știți că bărbatul ușor de urmat, apropo, este bărbatul care știe încotro merge. Dar noi așteptăm să ne urmeze și habar n-avem unde merge. Am auzit de unul, n-a fost din Cluj, stați liniștiți. Unul ajunge cu bicicleta într-un pec, tot era transpirat acolo, se duce la ăla. Ce, domnilor, n-ați văzut o tură de bicicliști când pe aici un grup de bicicliști? Ce, eu sunt liderul lor. Cam așa putem, dacă nu suntem atenți noi, ca tată în familie, ca soț, eu sunt capul familiei. Habar n-avem, nu știm soția, unde-i copiii, unde sunt. Eu sunt capul familiei. Mi-ați văzut careva unde-i familia? Păi ca să fii capul familiei înseamnă câteodată să reduci probabil din viteză, să reduci din aglomerație. Nu mai suntem în competiția aceea, că vedeți, noi bărbații, când ieșim pe șosea, noi nu conducem, noi cucerim drumul. Ferească Domnul să ne întreacă vreunul. Că noi totdeauna suntem în competiție. Ei, dacă nu învățăm în viața de familie, că nu suntem în competiție, vrem să mergem împreună cu ei. Împreună cu ei, fraților, oricât mi-ar fi de greu să spun, înseamnă să pleci câteodată un pic mai târziu, dar să pleci cu ei. Foarte devreme în viața de slujire, după ce m-am însurat, mi-am pus următoarea întrebare. Ajung la biserică dimineața cu familia sau fără familie? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru decizia care am luat-o. Că eu totdeauna am zis, cu 20 de minute înainte, cu 15, trebuie să fiu acolo înainte.
Dar știți cum e, îmbraci un copil atunci de lapte pe el, atunci și trebuie, atunci cu tare. Și era un moment dat să spun, Doamne, eu am închis ușa, veniți când vă ajută Domnul, eu trebuie să fiu punctual. Dar am ales altceva. Pot să te ajut, dragă, cu ceva, să ajungem la timp. Da, îmbracă și tu un copil. Schimbă-l tu pe ăsta acum, dacă o dat pe el, că eu o schimb pe cealaltă. Sau tu pregătește asta, că eu pregătesc asta. Deci puteam să iau decizia, eu sunt punctual, robul Domnului, și să fiu tot timpul singur la biserică și ei să vină săraci când ori putea, că îi las și fără mașină, fără tot. Am zis, nu, vom ajunge toți punctuali, dar pun și eu mâna. Când copiii au devenit mai mari, am schimbat tactica. Și am spus, la ce oră ne trezim dimineața? Că la biserică trebuie să ajungem la ora asta. Dacă am fost în criză de timp, am spus, nu nimic, duminica viitoare, atunci ne trezim la 6:30. Nu, tata zice că băgăm viteză. Păi există două variante. Ori ne trezim la și băgăm viteză toți, ori dacă nu, ne trezim mai devreme să putem merge cu a doua. Dar e mare decizie, mare decizie în viață trebuie să iei. Mă duc de unul singur sau mergem împreună? Cel mai ușor e de unul singur, să știți. Ai urcat în mașină, ai băgat în viteze, dar dacă cel mai ușor e unul singur, de ce te-ai însurat, de ce te-ai măritat? E cel mai ușor de unul singur, tu te-ai unul singur, cum spuneam, tu și Iisus. Dacă vrei împreună, și asta vrea Domnul împreună, ei, atunci trebuie să mai gândim un pic, să mai sacrificăm un pic, să fim inventivi, creativi și să putem merge împreună. Deci e simplu să spui, trebuie să mă urmeze. Mai complex și mai complicat este cum să fac soției să-i fie mai ușor să mă urmeze. Trebuie să-mi fie supusă. Cum să o ajut să-i fie mai ușor să se supună? Trebuie să mă iubească. Cum să fiu mai ușor de iubit? Trebuie să mă ierte. Că scrie în Scriptură, nu? Că trebuie să iertăm. Dar pe unii ierți mai ușor, pe alții mai greu. Și o întrebare pentru mine poate fi, cum să fiu acel bărbat pe care să-l ierți un pic mai ușor? Cum să fiu acel bărbat pe care soția să-l înțeleagă un pic mai ușor? Doamne, în câte case auzi ideea aceasta? Dar eu nu asta am spus. Dar nu m-ai înțeles. Dar... Și atâtea discuții de acolo n-am. Cum tu n-ai spus? Ba ai spus, ba n-ai spus. Și de acolo încep. De ce? Pentru că unii sunt foarte greu de înțeles. Unii sunt foarte greu de ascultat, apropo. Te doare capul. De asta sora spunea un pic și de istorică și de... Și eu mereu le spun celor care vor să audă, în familie când, și oriunde, când discutați, încercați să discutați un singur subiect odată. Eu vă spun, eu nu rezist la 7 subiecte. Deci eu nu pot să port o discuție până la capăt dacă discutăm 7 subiecte. Adică, haideți să luăm o chestie care nu-i se întâmplă nimănui. Plecăm de la zugrăvitul în bucătărie. Hai, dragă, să vedem cum zugrăvim bucătăria. Și așa nu sunt de acord să o zugrăvim, dar hai, noi, eu zic, stau să vedem cum să zugrăvim. Noi discutăm culorile, că oricum, nevastă o hotărâi că o zugrăvim. Ce rost mai are să întorc o lume înapoi, că nu trebuie zugrăvită, că din punctul meu de vedere, încă nu-i negru. Și dacă nu-i negru, nu văd rost. Am zugrăvit-o acum 20 de ani, la ce să o zugrăvim? Da, da, trec și eu peste asta, trebuie să o zugrăvim. Dar în mintea mea, eu văd acum culori. Ei, pe când începem să zugrăvim, nu știu ce, galben cu tare, păi zice, stai iubire, galben, trebuie să zugrăvim galben, pentru că de fapt sufrageria va deveni cu tare, și apoi începe, eu zic, iubire, dar ce sufragerie, că numai, lasă, că tot zgârcit ai fost și de fapt acum 20 de ani, când am pus noi problema să facem beciu, nu vă supărați în chestie, eu sunt pierdut. Deci eu sunt cuplat pe bucătărie, dacă mă duci în beci, dacă mă duci și cur, ideea mea este iubire, putem zugrăvi bucătăria, punct, după ce am zugrăvit, o vedem ce facem încolo. Pentru că nu pot să discut 20 de subiecte odată. Și atunci eu spun, cel mai ușor de ascultat pentru mine este care discut un singur subiect. Putem discuta 10, dar pe rând. Acum discutăm despre bănci, am terminat cu băncile, discutăm despre neoane, dacă facem așa un ghiveci, iese un ghiveci, s-ar putea să nu-l mâncăm niciunul. Alții pot așa, din ghiveci, să, nu știu. Sunt unii care pot vorbi 2 ceasuri, nu spun nimic și au avut un timp foarte fain. Surorilor, dacă prinzi un astfel de bărbat, felicitări, dă-i cât de mult vrei. Dar dacă prinzi unul din ăsta scump la vorbă și greu l-a ascultat, începe cu esențialul. Le spun la câte unul, zice, frate, câte cântări avem voie? Zic, începe cu cea mai bună, s-ar putea să fie ultima. Dar dacă încep cu cea mai bună și ne-ai cucerit, s-ar putea să o ai și pe a doua. Deci eu, dacă aș fi nevastă și aș ști că bărbatul meu nu suportă mult, că așa este, eu aș începe cu punct ochit, punct lovit. Și după asta
Dacă el are nevoie, să știți, toți bărbații știu să ceară detalii. Mai ușor de ascultat, din punctul meu de vedere, este cel care e clar, coerent și scurt. Scurt. Îmi zice un coleg de-a meu, n-am avut ce face într-o zi, vine nevasta și fata de la cumpărături. M-am gândit să fiu și eu așa mai galant și am întrebat, dragilor, cum a fost? Ce s-au luminat amândouă, zice, așa suntem fotoliu să-ți povestim. Fiorele, două ceasuri. Două ceasuri m-au ținut acolo, mi-au spus la fiecare departament, cum s-au dus, cum au probat, cât o economisit. Fiorele, ce eu de fapt când am întrebat cum a fost, știi ce am avut în minte? Să-mi spună că de fapt cu ce am mai rămas în buget. Și asta era, dacă el spunea, domnule, am cheltuit 1500, eu eram cel mai liniștit. Ce, eu nu mai întreb în viața mea, două ceasuri, mai bine meream cu ele să văd, să-mi spună ele cum s-o întorc, ce au făcut și are economie, ce Fiorele, gata, mi-o... Da, deci depinde cum pui întrebările, dar ține cont de celălalt ca viața să-i fie un pic mai ușoară. De ce? Pentru că există un principiu biblic. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și ascultă-mă bine, dacă îi faci ca soție, dacă încerci cu ajutorul lui Dumnezeu să faci un pic mai ușoară viața soțului, el o va face un pic mai ușoară pe a ta. Este un principiu biblic pe care trebuie să-l credem. Dacă ai semănat iubire, tot iubire vei culege. Spui, frate, la noi răsare mai greu. Nu-i nimic, dar o să răsare. Domnul o să dea ploaie la vremea potrivită. Ai semănat răbdare, o să culegi răbdare. Spui, frate, încă n-a răsărit la noi. Mai așteaptă un pic, am colțit. Asta e foarte important. De fapt, haideți să vă întreb un lucru. Pe Iisus Hristos îl iubim greu sau ușor? Iisus este greu de iubit sau ușor de iubit? Nu sunteți hotărâți? Vă dau o variantă. Încercați o săptămână cu dracu. Păi nu, dacă vă este greu să-l iubiți pe Domnul Iisus, eu vă dau și varianta B. Încercați o săptămână cu satana. Și apoi o să vedeți cum îmi răspundeți la întrebare. Ascultați-mă, Iisus este ușor de iubit. Amin, așa este. Dar știți de ce îl iubim noi pe Iisus? A spus-o altul înaintea noastră. Noi îl iubim, de ce? Pentru că El ne-a iubit întâi. De asta este Iisus mai ușor de iubit. Pentru că El n-a așteptat, El s-a dăruit. Și acum principiul acesta, eu puteam să fac predica foarte scurtă, cred că v-ați dat seama. Dar am presupus că vreți una mai lungă. Bărbatul mai ușor de iubit este care iubește. Soția mai ușor de iubit este cea care iubește ea întâi. Mai ușor de răbdat este cel care răbdă întâi. Mai ușor de înțeles este cel care înțelege, cea care înțelege. M-aș bucura tare mult dacă ați reține și v-ați propune, nu lucruri mari. Haideți să nu ne angajăm acum să schimbăm lumea. Că dacă ne angajăm să schimbăm lumea sau toate familiile din Cluj, s-ar putea după două, trei zile, săptămâni, să picăm sub povară, să spunem, o nenorocită de mine. Știți ce îmi propun eu în seara aceasta? Și pentru acțiune și pentru rugăciune, că nu le pot separa una de alta. Să fiu un soț, un pic, nu mult, un pic mai ușor de iubit. Un pic mai ușor de răbdat, un pic mai ușor de iertat, un pic mai ușor de înțeles, dar un pic mai ușor, nu-mi propun mult, un pic acela. Și pentru asta, ascultați-mă, eu, și pentru puținul acesta, știți ce fac? Nădăjduiesc în Dumnezeu 100%. Că dacă nu zidește Domnul o casă, ascultați-mă, dacă pe mine nu mă ajută Dumnezeu să devin un pic mai ușor, în veac n-ajut. Nu ajung. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu așa sunt. Fără ajutorul lui Dumnezeu sunt chiar zero. Cât de mare sau cât de mic vreți, tot zero sunt. Și dacă aș fi soție în seara aceasta, asta mi-aș propune. Nu să schimb lumea, să fac acum niște minuni ce n-au văzut Clujul și Ardealul. Spune, Doamne, știi ce-mi doresc eu? Să fiu o soție un pic mai ușor de iubit, un pic mai ușor de trăit cu ea, un pic mai ușor de ascultat. Atunci când vorbesc, să mă asculte un pic mai ușor decât m-a ascultat ieri. Să fiu o soție care, prin comportamentul meu, să dau un pic mai multă speranță, să aduc un pic mai multă bucurie. Și pentru aceasta avem ajutor din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie El.
El este Cel care ne ajută când lucrăm spre bine. Am o întrebare la care știu răspunsul și știu că știți. Știți care sunt predicatorii un pic mai ușor de ascultat? Cei care vorbesc mai scurt. Dar dacă vă întrebam asta la început, ce făceam cu predica? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Vă invit să ne ridicăm și haideți să nu ne gândim în primul rând la celălalt. Sau dacă te gândești la celălalt, nu te gândi cât îi este de ușor. Și spune, Doamne, adevărul este că cu mine nu-i chiar așa de ușor. Dar aș vrea să-i fiu un pic mai ușor și să nu ne rugăm, Doamne, dă-i putere lui. Că asta este tendința noastră. Doamne, fă-l pe el. Haideți să începem de aici, să spunem, Doamne, fă-mă pe mine. Ajută-mă pe mine să fiu bărbatul, soția. Există copii un pic mai ușor de... Există părinți un pic mai ușor de... Sigur că da. Dar toți depindem de ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui.